Ok, de salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vom face partea a doua cu șoarecele acela. O să încerc să-l prind de data aceasta. De altea nu mai sunt drăguț cu el. O să încerc să-l prind. E o zi superbă, adică bate soarele frumos. Dacă s-ar topi și zăpada asta, se începe să crească iarba, ar fi perfect. Vreau să mă uit pe aici întâi. Dacă s-a întors, dar nu cred că se mai întoarcă. Bine. Posibil să se fi întors, eu mă uit. Nu știu, nu bag mâna în foc că s-a întors, dar o să verific. În fine, vreau să mergem și pe aici să vedem ce fac. Găinile, tot astăzi... De ce stau acolo? Cum ați intrat acolo? În fine. Să iau. Tu, ce cauți aici, jos? Voi ce faceți? Da, tocmai ce am venit la școală și... Bă, și am zis să nu dea, bă, am zis să nu dea. Da, uite, apa la mii de flori, trebuie schimbată. Am zis să nu le dea așa ceva, am zis. O, frate, ia uite, dă-te. Nu e bun. Deci nu e bine să dați așa ceva. Eu n-am fost acasă, am fost la școală și n-am știut ce s-a întâmplat. Nu e bine să dați așa ceva. Decât, bine, crengi poate că e bine, dar nu verzi. Nu crengi verzi. Adică foarte tinere. Și nici varză așa proaspătă. Doar varză uscată trebuie. Și uscată de la binelea, nu glumă. Pentru că pot muri. Așa mi-a murit mie iepurașul de californian, mâncând varză. Și văd că trebuie să-i fac și curățenie. Ușor, hai, dați-vă jos, vă rog. Bă, deci nu cred, nu-i bine. E foarte periculos. Să încerc să-l iau. E foarte, foarte periculos. Nu faceți așa ceva. Bă, dar ce bine că am venit. Trebuie să scot acum toată varza asta. Aoleu. Ce să le scot pe aici? De unde o mai fi și sângele ăsta? Nu știu, o să încerc să fac altfel. Ia, dați-vă. Hai, dați-vă. Hai, dă-te, puicuță, dă-te și tu cocoșelule. Hai că nu știu ce filmează. În fine. Dă-te, gata. Hai să strângem toate prostiile astea și să-mi scot chestia asta de pe mână, ca să le pot strânge mai ușor. Nu au ce căuta. Lasă, da, găini, da, pot să mănânce găinile, dar nu e bun. Deci să nu faceți treaba asta. Am repetat de nu știu câte ori să nu faceți treaba asta. Nu, să nu o faceți, pentru că este extrem de periculos. Pot să moară, se umflă și mor. Exact ca caprele, dacă mănâncă prea multă lucernă, ei tot de la lucernă, dar și de la verdețurile astea, pot muri. Deci nu legume așa, deci nu niciun caz legume de genul. Nu. Adică da, puteți să le dați, nu zic că nu, pentru că și iepurii vor așa ceva. În cantități extrem de mici, hai că o să-i mai las ei așa acolo, în cantități extrem de mici și nici de cum așa de mult. Și plus de asta, cel mai indicat este, dacă vreți să le dați un pic mai mult decât atât, trebuie să o lăsați o lună, nici hai să zicem că nu o lună, dar cam așa ar trebui, o lună să o lăsați să se usuce într-un loc rece, răcoros, nu rece, pentru a nu mucegăi. Și atunci, da, puteți să dați. La fel și morcovi, și varză, și toate astea. O să le las lor să mănânce. Eu am mâncat destul, deci nu... Trebuie să vorbesc să nu mai fac treaba asta. În fine. Bă, unde-i zbura și tu, găinușa mea de barat? Vezi că te calcă cocoșul ăsta. Bă, dar ce bine e că am venit. Bă, las-o mă în pace. Nesimțit-o. O bate pe săraca găinușa. Nu călca pe aici, că e pe aici, e curățenie, dar... S-au făcut găinile, nevoile. Aici? Tu de ce stai acolo jos? Adică, nu știu. Da, toate ok. Să nu faci treaba asta. Trebuie să verific pe aici tot. Pentru că, cum vin de la școală, trebuie să verific absolut tot. Fără nicio... Stați o secundă să desfac asta. Că aici n-a umblat nimeni. Deci astea, cred că le e foarte foame.
eu nu pot să verific, eu plec de la 7 de acasă și nu pot să, nu pot să le verific, ar trebui să mă trezesc de la 5. Și n-am lanternă, pe aici n-am nimic, hai, ieșiți, și nu pot. Eu le pot verifica doar când, doar când vin de acasă. Nu ieși afară, tata. Nu afară, tate. Hai, eu o să vă las, o să le las așa deschis. Trebuie să vin să le dau apă, trebuie să vin să le dau mâncare, trebuie să fac multe. Dar vreau să prindă înainte șobolanul. Șoarecele, nu că nu șobolan. O trebuie să ne uităm și după, o, asta va fi un fel de daily vlog, doar că altfel. Poate mai scurt, poate mai lung, habar n-am. Da, hai să vedem ce fac aici. Nu, nu. Tocmai am dat și următorul curcan. Nu știu care curcan a fost dat, dar se putea da ăsta. Și ce mă bucur că n-a fost ăsta și că este aici. Este ok. Da. Ce cântă? Opa, ce e aici? Ce a pus? O, de ce asta? Nu știu. Chiar nu știu de ce asta. Se scaldă găinile. Aici ele trăiesc în paradis, mai ales când bate soarele. Uite ce frumos se vede asta roșcatul. Și asta. Acum în perioada asta sunt în adevărata lor splendoare. Adică frumoși, mari, le reflectează culoarea soarele. Acum sunt frumoși de privit. Nu când e ger urât și tunecos. Acum când sunt în adevărata lor splendoare. De aia nu-i bine să fie sacrificat și ales cocoșii pentru matcă și iarna și să-i tai pe restul. Pentru că poate tai ceva frumos, dar tu nu ți-ai dat seama deoarece e urât afară, dar acum este foarte frumos. Da. Haideți că încerc să prind... Opa, cred că pe aici a fost... Bă, a fost vânată găină pe aici sau curcă? Bă, astea spene de curcă. Cred că a fost prins curcanul aici de... care a fost dus. Dă-te. Le-am auzit cu cogucin, dar aveți ouă? Cred că da. Nu, n-aveți ouă. Aici sunt ouăle. Da. Haideți să încerc să prind curcanul, deci revin după aceea. Așa că ne vedem. Da. Nu a venit. Posibil pentru că nu, pentru că i-am stricat jumătate de cuib. Plus de asta nu avea pui, deci nu cred că se va mai întoarce aici. Dacă se va întoarce normal, dacă să-l văd normal, că o să fac videoclip, deci nu se pune problema. Trebuie să-l prind cumva, dacă să-l mai văd neapărat. Vreau să-l prind. Mamă, dar ce mă bate vântul. E nașpa că e frumos. Bine, nu că e frumos, e nașpa. E nașpa că bate vântul. Și chiar dacă e frumos, bate vântul și nu-mi place. Ce faci, Lucy? Lucy și-a fericită, pentru că e soare. Și chiar după acest videoclip, bine, astăzi vreau să fac două videoclipuri și amândouă vor fi în premieră. Primul va fi ăsta în premieră și al doilea va fi celălalt. Pentru că al doilea videoclip va fi cu... Hai că facem și noi catobele. Treaba asta cu mâncarea la... cum le spune, că mereu uit vrăbiuțele, în cofund cu rândunele. Și o să astupăm puțin poarta mii de florilor mari, pentru a fi mai în căldură, da, să avem mai multă căldură. Da, cam atât a fost videoclipul pentru azi. După ce încheie videoclipul, trebuie să mă duc să dau apă, mâncare la toate animalele, inclusiv astea, bine, astea mai au, da, na, tot le mai dau. Da, deci cam atât a fost videoclipul pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa, tu ce vrei, mă? Hai. Hai că zice un cocodac de papa.